au muncit o viață, au contribuit la sistemul de asigurări de sănătate, iar acum sunt nevoiți ca din pensii să își plătească investigațiile medicale sau să aștepte vreme bună pentru un set de analize. Reprezentanții pensionarilor botoșeneni s-au plâns astăzi la prefectură de piedicile de care se lovesc în ceea ce privește sistemul sanitar. Eu nu spun cazul meu că am tristenduri la inimă, diabetică cu insulină și cunosc situația mai bine ca oricine. Cum te duci la laborator să-ți faci analize? Eu nu mă duc în fiecare zi sau în fiecare lună, anual. Dar nu se poate ca să te duci, să te programezi la analize și să-ți spun să vii peste 2-3 luni, nu se poate așa ceva. Dar dacă plătești, faci și dar atunci. Dacă ai bani și plătești, păi atunci spune că n-are fonduri și că n-are substanțe și nu știu, păi da, mii la privat, de ce ai să-mi faci? Ofurile le-au fost ascultate de către directorul Casei de Asigurări de Sănătate, Carmen Nicolau. Aceasta a precizat însă că aceste probleme nu pot fi rezolvate de instituția pe care o conduce pentru că bugetul este unul limitat. Le-a transmis pensionarilor că în viitorul apropiat, cu trimitere de la medicul de familie, vor putea să își facă analizele în orice județ din țară, deși clar aceasta nu este o soluție. Uitați, un aspect de la cazul meu. Pe data de 4 eu trebuie să mă duc pentru o operație și trebuie să mai aduc o analiză. Am adus acum o săptămână și mă lucra pe 22 iunie. Încă cu intervenții, că era în iulie. La întâlnire a asistat și un medic. A ascultat și a venit cu sugestii, sugestii care însă sunt greu de puse în practică. O soluție ar fi mutarea accentului de la asistența curativă către asistența preventivă. Și așa cum a spus și doamna Carmen Nicolau, există mai mulți bani acordați pentru depistarea precoce a unor cancere, a unor boli, diabet, etc., etc., care fac ca bolnavul să fie tratat în stadii incipiente și în felul acesta să se economisească bani și servicii medicale. Iar o altă propunere a fost cea a furnizării îngrijirilor medicale la domiciliu, doar că, din păcate, la Botoșani nimeni nu prestează astfel de servicii. O altă problemă ridicată a vizat asistența stomatologică. Bugetul nu permite vârstnicilor să își rezolve problemele cu dantura, iar aceste servicii se decontează într-un cuantum infim. Asistența stomatologică pentru vârstnici aici este o suferință mare, zic eu. Am mai spus și altă dată. Cred că se alocă prea puțin bani pentru vârstnici. Toți bătrânii se plâng că trebuie să scoată mulți bani din buzunar. De asta nu își fac lucrări profetice, nu își rezolvă probleme. Aceste probleme trenează de ani de zile și par a fi fără rezolvare. În continuare, unitățile sanitare din Botoșani duc lipsă de personal medical, iar puțini sunt specialiștii în sănătate care vor să se angajeze în spitalele botoșenene.